Vă spunem bună seara și bun găsit de la primul consiliu de nominalizare al săptămânii. Dacă facem un tur de sală, observăm că pe partea faimoșilor stă totemul de imunitate, semn că ei au câștigat primul joc pentru imunitate al săptămânii. Pe partea războinicilor sunt făcliile aprinse, semn că în această seară războinicii vor nominaliza. De asemenea, în premieră, într-un consiliu de nominalizare, sunt și cele patru noi coechipiere, două de la faimoși, două de la războinici, Irișa, Raluca la faimoși, Vera, Maria la războinici. În acest consiliu, războinicii care fac nominalizări, Maria și Vera nu vor face nominalizări și desigur nu vor intra la votul publicului. În câteva momente vom deschide liniile de vot pentru ca voi, cei de acasă, să vă puteți susține concurentul favorit exclusiv prin SMS. Ca de fiecare dată, rugămintea mea este să nu trimiteți SMS-uri înainte ca eu să declar deschise liniile de vot. Orice SMS dat înainte ca noi să declarăm deschise liniile de vot nu va fi luat în considerare. Pentru a susține concurentul favorit, trimite prin SMS numele acestuia la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Tariful fiecărui SMS este de 1,19 euro TVA inclus. Număr valabil în rețelele Digimobil, Orange, Vodafone, Telecom Mobil. Tariful se aplică automat. Pentru a-l susține pe Sorin, trimite prin SMS textul Sorin la 1230. Pentru a-l susține pe Albert, trimite prin SMS textul Albert la 1230. Pentru a o susține pe Melina, trimite prin SMS textul Melina la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Marius, trimite prin SMS textul Marius la 1230. Pentru a o susține pe Cindy, trimite prin SMS textul Cindy la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Starlin, trimite prin SMS textul Starlin la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Andrei, trimite prin SMS textul Andrei la 1230. Start vot! Din acest moment vă puteți susține concurentul favorit exclusiv prin SMS. Bună seara, faimoșilor! Bună seara, războinicilor! Fiind un consiliu al războinicilor, faimoșilor, îmi veți îngădui să dialoghez cu ei. Starlin, prima imunitate a săptămânii pusă în joc. Să pornim dialogul de aici. Cum simți această primă înfrângere? Iată, o primă imunitate pierdută. Domnul Dan, la seara, traverul este foarte frustrant pentru că cred și consider că niciunul dintre colegele a mai ieșit în teren cu ideea să pierde nici măcar un punct. Eu, din păcate, nu am reușit să dau un punct, care de obicei, măcar unul de la mine e cu siguranță. La un moment dat a intrat pe traseu cu Spiri Gonzalez, adică cu Sebi, și nici măcar m-a lăsat să arunc o minge. Adică a stat tot drumul până la baraca noastră cu ganduri, unde am greșit, de ce nu am aruncat un minge cum am trebuit, măcar un minge să intri, e foarte frustrant în lo personal. La fel ce fie, devine frustrat în momente în care trebuie să alegem un coechipier. Clar este, nu înseamnă că trebuie să plec. Dar e pur și simplu o alegere. Mai avem o șansă să egalăm situație și se decide publicul de acasă. Mulțumesc, Stalin. Plăcere. Sorin, bună seara. O înfrângere, nu știu în ce măsură rușinoasă sau nu, totuși 10-7, însă ați avut de 5 ori egalitate astăzi, în jocul de astăzi, deci părea că sunteți capabili să răsturnați situația cum ați mai făcut-o, totuși ce crezi că s-a rupt sau unde s-a pierdut meciul? Salutare, Dan. O înfrângere rușinoasă nu a fost, în schimb avem înfrângeri legate, să spun așa, care sunt rușinoase. Reușim să aducem și noi o victorie, după care pierdem ea.
ei nu mai cad atât de mult moral așa cum o făceau cândva, se remontează și vin iar cu victorie. Nu mai reușim să legăm două victorii măcar. Tot încerc, așa cum am încercat de la începutul competiției, să găsesc strategii, să găsesc probleme, să găsesc ceva de rezolvat. În momentul de față mă tot chinui și nu găsesc absolut nimic. Nu știu, trebuie să ne conectăm cumva cu toți, să facem ceva nou, pentru că avem săptămâni în care unii suntem buni, unii mai puțin buni, după aceea ne schimbăm. Dacă nu suntem cu toții conectați, nu putem câștiga. Este o situație dificilă. Îmi este dor de momentele acelea în care venim aici și stăm liniștiți și nu mai suntem cu făcliile în mână. Am avut cam 5 de imunitate consecutiv, câștigate acum ceva timp. Și a fost extraordinar de bine. Îmi este dor de momentele alea. Dar trebuie să schimbăm ceva la noi ca să mai ajungem în postura aia. Nu știu ce, dar trebuie precalculat tot. Crezi că venirea concurenților noi aduce un plus de energie, un suflu nou? Acum două jocuri au demonstrat chestia asta, că au adus ceva bun, au adus un vibe bun echipei și pe lângă asta o victorie. Au venit două fete care au adus 4 puncte din 10, ne-au ajutat foarte mult. Și sper să ne ajute și în continuare. Cred că trebuie să ne conectăm puțin mai mult și în camp. Și acum, nu știu, poate și cu Consiliul ăsta ne mai dezmeticim puțin. Vedem și ce va fi la Consiliul de Eliminare. Și ori o să ne ia o panică, ori o să ne trezească ceva în noi să devenim mai buni. Mulțumesc! Melina, bună seara! Iată o primă imunitate pierdută. Cum te simți? Care e starea ta de spirit în acest consiliu de nominalizare? Starea mea nu este foarte bună, dar nu are legătură cu consiliul de nominalizare. Are legătură cu faptul că trec eu printr-o pasă proastă, emoțional. Cred că aceste 3 luni de zile, sau de fapt toate emoțiile, toate greutățile prin care am trecut în aceste 3 luni de zile, cred că și-au spus cuvântul și eu din când în când mai cad. Până acum m-am ridicat de fiecare dată. Asta încerc să fac și acum, să mă ridic. Îmi pare rău că am pierdut imunitatea, jocul de imunitate, primul joc de imunitate. Îmi pare rău că stăm în baraca aia în care ne plouă și ne-a plouat astăzi toată ziua. Și da, și am momente când eu astăzi m-am trezit, de când m-am trezit am simțit că m-am simțit cu fața la cearceaf, s-ar spune, în alte condiții, dar de data asta m-am trezit cu fața la podea. Și nu știu, sunt om, s-au adunat foarte multe emoții și pozitive și negative și experiențe grele în astea 3 luni de zile și sunt Sunt foarte încărcată. Sunt foarte, foarte încărcată. Sunt ca o oală sub presiune care acum explodează. Nu știu ce să mai zic. Dar asta nu m-a oprit niciodată să dau totul pe traseu, pentru că asta este motivul principal pentru care am venit la Survivor, pentru că mi-a plăcut foarte mult traseele și acest joc. Și apoi pe locul 2 am venit pentru că am vrut să mă testez eu pe mine. Și am rezistat mai mult decât mă așteptam și rezist în continuare, când poate la început nu mi-a dat nimeni nicio șansă. Vorbește de parcă pleacă, și continuarea de sunt super, am foarte multe defecte. Sunt astăzi, sunt într-un fel, mâine sunt în alt fel. Azi pierd, mâine câștig, lupta cu mine și lupta pe traseu. Sunt om, asta sunt, cu asta defilez. Melina, ce ar trebui să întâmple ca să-ți revii? Tu ai mai avut posibilitatea să-ți revii, ai mai făcut-o, de fapt, un carusel de reveniri. Ce-ți lipsește? Ce ar trebui să fie? Mie cel mai rău îmi lipsește conectarea cu un om, la un nivel mai om. Știi? Adică nu doar colegi și oameni care împărtășim un spațiu împreună. Asta îmi lipsește ceva. Și în stânga, în dreapta ta, sunt și veteranii, sunt, da, și cei noi.
Nu ai găsit încă un confident, un prieten în rândurile lor? Sunt prietenă cu toți, dar nu am găsit acea conectare. Sunt prietenă cu toți, nu am, suntem foarte ok cu toți în camp și am vorbit despre lucrurile acestea. Dar nu am găsit un om... Trebuie la familie? Familiar, cumva. Albert, bună seara! Bună seara, domnul Dan! Am vorbit și pe ceremonia de final de joc. Ai adus 2 din 2, însă, care ar fi explicația ta pentru un meci pierdut și unde vezi că se poate reveni în echipa războinicilor? Într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, am adus 2 puncte din 2, dar nu mă încălzește cu nimic, pentru că, cum am zis-o și la ceremonie, preferam să fiu în postura să aduc doar un punct sau să nu aduc niciunul și să văd echipa câștigătoare, să fiu mai spectator. Dar asta este... Nu știu unde ar putea, adică nu pentru ziua de astăzi, sau bine, pentru mai multe ultimele meciuri, nici nu găsesc o explicație. Adică nu știu de ce am pierdut sau care e motivul, pentru că nu văd nimic neapărat greșit sau în echipa noastră, ceva ce trebuie neapărat îmbunătățit sau ceva. Pentru că am văzut că toată lumea își dă viața pe teren, toată lumea încearcă să, din răzputeri până la sânge să aducă punct, să câștige. Nu știu, cred că sunt de acord și cu treaba asta de poate mai mult o conectare mai profundă între noi. Trebuie să recalculăm niște chestii. Nu găsesc încă o explicație, pentru că și eu m-am gândit, de ce nu legăm, uite, măcar 2 victorii? Hai să legăm săptămâna asta. După vreo 2-3 săptămâni în care ne-am bătut, hai să legăm 2 victorii. Uite, am câștigat la recompensă, am zis că mergem bine, dar totuși n-am putut nici să legăm 2 victorii. Nu știu cum au făcut, dar au întors și ne-au bătut. Trebuie să ne gândim mai bine, să vorbim poate mai mult unii cu alții, să vedem exact cum putem face și de acum încolo mă gândesc să trecem cu bine peste consiliul ăsta, că trebuie să câștigăm următorul joc de imunitate ca să avem șansă să plece cineva de la faimoși și nu de la noi. Albert, dialogul ăsta de care vorbești, să vorbiți mai mult, v-ar putea rezolva și problema cu faimoșii, să nu mai pierdeți în fața lor, dar și problema supraviețuirii individuale pe care o aveți la Survivor? Adică ce ar trebui să vă conecteze mai mult decât o face în momentul ăsta? Nu știu, să găsim, efectiv, să ne punem... Poate, e o soluție. Nu știu dacă asta e soluția, dar mă gândesc că adică am putea totul să vorbim. Hai să vedem cum să facem măcar... nici la strategii, pentru că am încercat din ce în ce mai multe strategii. Ia altul pe ăla, hai să aleagă fetele prime sau să aleagă nu știu cine prime. Hai să le încercăm să le stricăm strategia și parcă tot n-a mers în ultima perioadă. Nu știu, trebuie poate să vorbim mai mult, să vedem ce putem face, cum putem să facem să fie mai bine pentru echipă. În rest, nu văd altă chestie, pentru că nu e vorba neapărat de valoare, pentru că am demonstrat în ultimele jocuri că și dacă am pierdut, am pierdut-o la nu știu, la ștafetă sau la un scor de 10-8 sau astea. Nu sunt scoruri, că dacă am fi pierdut, nu știu, la un 10-2 mereu sau la 10-3, era clar, bă, e diferența prea mare de valoare, n-avem ce să facem, trebuie să plecăm acasă și la revedere. Dar nu e vorba de asta. E vorba, nu știu, ceva nu ne iese și nu știu încă ce. Eu nu am găsit încă explicații. Mulțumesc, Albert. Sunt ultimele minute în care vă puteți susține concurentul favorit din echipa războinicilor, exclusiv prin SMS. Pentru a susține concurentul favorit, trimite prin SMS numele acestuia la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Tariful fiecărui SMS este de 1,19 euro TVA inclus. Număr valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful se aplică automat. Pentru a-l susține pe Sorin, trimite prin SMS textul SORIN la 1230. Pentru a-l susține pe Albert, trimite prin SMS textul ALBERT la 1230. Pentru a o susține pe Melina, trimite prin SMS textul MELINA la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Marius, trimite prin SMS textul MARIUS la 1230. Pentru a o susține pe Cindy, trimite prin SMS textul Cindy la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Starlin, trimite prin SMS textul Starlin la 1230,
așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Andrei, trimite prin SMS textul Andrei la 1230. Andrei, că tot am ajuns la tine cu mesajul de susținere. Bună seara! Iată, o primă imunitate pierdută. Care-i starea ta de spirit? Cum ești? Ești înfrânt și în interior sau ai speranță pentru o nouă imunitate, o nouă luptă? Speranța mare, ultima. Cum a zis Stalin, mai avem un joc și sperăm să echilibrăm balanța. Nu știu cum mă simt. Ne aflăm iară în aceeași poziție ca în ultimele săptămâni. Trebuie să nominalizăm. Nu știu ce se întâmplă la noi în echipă, dar ajungem mereu în aceeași situație. Mereu înainte de jocuri ne place să credem că plecăm montați cu toții, iar când ajungem la traseu nu prea pare aceeași chestie. Degeaba plecăm montați 10, dacă din aia 10, 1 doar se preface că vrea să fie cu noi și își dorește aceeași chestie, dar de fapt psihic nu este la fel. Trebuie să ne dorim cu toții cu adevărat. Andrei, la cine te referi? Nu mă refer la nimeni, doar este o idee de-a mea, poate greșesc. Trebuie să ne dorim lucrul acesta într-adevăr, 100% toată echipa. Doar am stat și m-am gândit în ultimele zile și am zis, bă, oare unde e problema? Faimoșii nu cred că sunt mai buni ca noi. Nu, dar care are cum să zic? Nu să știm o parte bună, am văzut să-i batem. Bă, când are unul? Pur și simplu, am dovedit de atâtea ori că îi putem bate, dar pur și simplu este la, problema este la noi în echipă. Iar nu reușim să ne dăm seama care este problema. Nu știu ce se întâmplă, meciurile mereu sunt strânse, dar avem un declic când faimoșii se duc cu 2-3 puncte și gata, ne pierdem. Nu știu unde este problema, repet, dar nu cred că plecăm la fel de montați toți din echipa asta. Sper să greșesc și să ne dorim toți același lucru la fiecare joc și fiecare dintre noi să ne dorim într-adevăr să rămânem cât mai mult în această competiție. Nu să fim cu gândul acasă și din cauza asta nu putem da pe traseu 100%. Ca și în ultimele săptămâni am ajuns iar în aceeași poziție, trebuie să nominalizăm, sperăm din suflet să câștigă următorul joc, să echilibrăm balanța și să nu plece de la noi nimeni. Mulțumesc, Andrei. Marius, vreau să întreb pe tine pe ce criteriu îți vei face nominalizarea în această seară. Doamna, criteriul meu de nominalizare, mai ales că am rămas atât de puțini, că consider că este doar sportiv, pentru că nu prea avem altfel cum să nominalizăm. Probabil ar trebui ca mulți dintre noi să ne concentrăm mai mult pe final, cum au spus mulți dintre colegii mei, pentru că pe mine chiar m-a ajutat asta. Consider că am ajuns să-mi găsesc concentrarea la final și am dovedit-o în jocurile precedente și jocul de astăzi. Și cred că mulți dintre ei poate au momente în care nu mai ajung să fie concentrați la final și poate trebuie doar să fie un reset. Sunt trasee care pe unii dintre noi ne avantajează și ne dezavantajează, la fel și finalurile. Și aici nu putem da vina pe nimic sau pe concentrare, pur și simplu poate nu ni se potrivesc, cum de altfel au mai fost și la fel cred că se întâmplă și la faimoși. Sunt finalul în care îi avantajează și care îi dezavantajează sau pur și simplu momente sau pase mai proaste. Doar că consider că de multe ori trebuie să dăm 100% pe traseu. Cred că mulți arată că vor să dea tot ce e mai bun și asta au făcut. Și cam atât. Mulțumesc, Marius. Cindy, bună seara. Aveți cu echipiere noi? Eu? Sorin. Bună seara, da. Bună seara. Bună seara. Vera și Maria, care iată, așa cum spunea Marius, pe proba de final au reușit să-și însușească această probă destul de repede, au adus puncte. Cum simți suflul nou pe care l-au adus colegele tale? Iată, Vera și Maria. Mă bucur foarte mult că a venit și a venit cu un noroc pentru că ne-au adus 4 puncte, care desigur că a ajutat la victoria echipei. Sper să se acomodeze cât mai repede cu toate și să fie
totul bine și să câștigăm următoarele jocuri, pentru că moralul nostru a scăzut un pic și nici eu nu înțeleg ce se întâmplă, de tot pierdem. Cum te simți în acest consiliu, Cindy? Cum? Care este starea ta de spirit în acest consiliu? Ți-e frică că ai putea fi nominalizată, de exemplu? Starea mea de spirit este... Nu prea e bună, că nimeni nu ne dorim să fim aici din nou, tot timpul să ajungem să ne nominalizăm. Deja stai în braț. Deci mi-ai schimbat totul starea. E trist să ne nominalizăm. Eu îi iubesc pe toți și este foarte greu. Cindy, vreau să le întreb și pe fetele noi, aflate prima oară într-un consiliu de nominalizare, deși aveți imunitate, începem cu tine, Vera. Care e atmosfera? Cum percepi, iată, din exterior, un consiliu de nominalizare care privește direct echipa în care ai intrat tu, echipa războinicilor? Știam cum o să urmeze consiliu, cum o să fie. Știu că este un consiliu foarte greu și îmi pare foarte rău că am ajuns aici. Îmi pare foarte rău că nu am adus punct echipei. Am dat tot ce am putut pe traseu. Nu știu ce s-a întâmplat la final, că nu am putut să aduc punct. Probabil nu am avut noroc. Dar sperăm să fie bine ziua de mâine. Să fie mai bună. Mulțumesc, Vera. Maria, iată un consiliu de nominalizare. Cum se vede față de cum se vedea de acasă? Bună seara. Tocmai despre asta vreau să vorbesc. Până să ajung aici nu mi se părea atât de dură atmosfera. Când am ajuns aici, pare că mi s-a dat o palmă când am pus torțele la locul lor. Este foarte greu, mai ales că știu că nu am reușit să aduc punct. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Pe traseu am ajuns atât de târziu la ultima parte. Acolo am pierdut timp. Cred că dacă mai aveam 10 secunde, puneam și a doua minge și câștigam. A fost o chestiune de timp. Îmi pare foarte rău că unul dintre noi este posibil să plece la sfârșitul săptămânii. Este foarte greu, sunt de 2 zile aici și m-am atașat de oamenii ăștia. Să știi că unul dintre noi pleacă este groaznic. De care dintre coechipieri v-ați apropiat în acest cult răstimp în care v-ați alăturat războinicilor? Domnul, da, nu am un răspuns să vă dau de cine m-am apropiat. Toți colegii mei mi sunt dragi. În principiu m-am atașat mai mult de fete, de Melina și de Sinti. Mă înțeleg foarte bine cu ele deocamdată și sper să nu avem probleme pe parcurs. Bun. Maria? Nu am apucat în aceste două zile să mă cunosc atât de bine cu fiecare dintre ei. Am schimbat câteva vorbe, dar pot spune că pe unii dintre ei îi simpatizez ceva mai mult. Am pe Cindy aici, lângă mine. N-ai cum să nu iubești. Și dintre băieți, pe Marius îl simt cel mai aproape de mine. Nu se știu. Mulțumesc! Stop vot! Din acest moment, liniile de vot sunt închise. Războinicilor, a sosit momentul să faceți nominalizări. Sorin, te rog să mergi tu primul. Votează Sorin. Pe cine ai votat?
Votează Sorin. Veți afla. Când? Pe tine te-am votat. Ah. Abia așteptai. Stai cu minte că ai gagică. Păi trebuie să mai iau și eu de cineva de la tine, că tu te iei mereu de fetele de la mine. Păi da, dar tu ai gagică, eu n-am. Bine, mă, nu mai iau. Nu te mai votez, Raul. Albert pe criterii sportive. În ultima perioadă ai început să fii foarte slăbită de puteri, vei foarte obosită pe, la finalul traseului și practic parcă nu mai faci față traseelor, finalelor și de multe ori ai căderi emoționale și nu știi exact dacă te mai regăsești în această competiție sau nu. Sper doar că din nou această nominalizare să te facă să revii și să devii din nou războinica pe care o știam înainte. De punct de vedere sportiv. Votul meu este pentru Melina. Repet, și-a zis de mai multe ori, asta e o competiție în care toți suferă, toată lumea suferă, toată lumea ride, toată lumea plânge. Și principal competiție este cu capul nostru. Și în momentul în care îmbătam partea asta, ușor, ușor, putem să fie mai bune. Peace and love. Votul meu este Melina și motivul este că nu mai este psihic, nici moral ca înainte și asta face să nu mai dea randament pe traseu și din păcate trage echipa în jos. Asta este părerea mea. Acum rămâne decizia finală, votul publicului. Războinicii au nominalizat. Iar primul vot
este pentru Melina. Melina, un vot. Melina. Două voturi, Melina. Sorin. Două voturi, Melina. Un vot, Sorin. Votul Albert. Albert. Votul Sorin. Două voturi, Melina. Un vot, Sorin. Un vot, Albert. Melina. Trei voturi, Melina. Un vot, Sorin. Un vot, Albert. Dacă pe acest vot scrie numele Melina, Melina, tu vei fi nominalizată spre eliminare din echipa războinicilor în această săptămână. Melina. Melina, tu ești, deci, nominalizată spre eliminare în această seară. Cum e, Melina? Cum te simți în această nouă ipostază de nominalizată? Bună întrebare, greu de dat răspunsul. Cum mă simt? Știam că voi fi nominalizată de către echipă și... Ei știu, am mai avut o discuție în camp că sunt împăcată cu gândul de a pleca acasă. Sunt împăcată, dacă rămân aici, voi continua să lupt și să dau tot ceea ce pot pe trasee. Și ce să zic, publicul va decide, pentru că el este suveranul nostru. El va decide dacă îi doresc să mă mai țin în această competiție. Și dacă ei vor decide că vor să mă mai țină această competiție, voi lupta până la capăt, de la capăt, până la capăt, de la capăt și mă voi reinventa și voi cădea și mă voi ridica de câte ori este nevoie. Dar eu sunt... accept orice fel de deznodământ, ca și la prima nominalizare de săptămâna trecută. Mulțumesc, Melina! Cu drag! În primul consiliu de nominalizare al săptămânii la Survivor am aflat numele primului concurent nominalizat, este din echipa războinicilor și este vorba despre Melina. Acesta a fost primul consiliu de nominalizare al săptămânii. Vă spun la revedere și vouă războinicilor și vouă faimoșilor, tuturor celor de acasă, o seară liniștită, pe curând! Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici!